Doamnelor, domnilor, după cum v-am promis, Dana Budeanu revine alături de noi și de mască, infiltrați agitatori la proteste. Vorbim despre forțele politice unite din spatele revoltei, așa zis, spontane. Cine sunt sforarii care uneltesc la dărâmarea guvernului? Dana-i dăm vileag în această seară pe instigatori. Cine e misteriosul lider protestatar cu cușmă albă? Avem și dezvăluiri spectaculoase despre protestatarul comedian cu aspirații politice. Iar la Davos, miliardarii lumii fac planuri pentru următorul lockdown. Ce uneltesc bogătașii planetei în această seară, veți afla în exclusivitate la punctul culminant. Sforarul revoltelor mondiale cărat pe brațe la plajă. Și imagini de neratat cu diva colonelului vedetă care a ajuns la cratiță. În primul rând, bună seara și la mulți ani, Dana. Bună seara. Deci de fiecare dată o să vorbim despre Monica la final, da? Un pic așa la final. Se creează... Singură își creează premisele unei dezbateri intelectuale. Hai, Dana, să vedem niște imagini de la proteste și le comentăm împreună. Ce în spatele poveștii este? O mascaradă. Exact cum a fost și mascarada grevei profesorilor, o mascaradă ordinară. Și aș dori să punctăm, pentru că tot împreună am fost, când am discutat și am avut opinia pe care am avut-o, care bineînțeles că s-a confirmat, ca de fiecare dată, cum se va confirma și aceasta. Acestea sunt niște mascarade care probabil se vor ține destul de lanț, în special în acest an, fiind anul alegerilor, normal. Sunt mascarade organizate. Aceste mascarade vreau să înțeleagă foarte bine publicul. Atenție, înainte să încep să explic ce înseamnă și cum se organizează o astfel de mascaradă, dar, mă rog, cei deștepți știu deja, dar vorbim și pentru cei mai puțin atenți, ca să nu-i numim astfel, pentru cei slab de îngeri care încă mai halesc mascarade. Nu știu cum naiba după 2 ani, 3 ani aproape, voi mai haliți vreo mascaradă pusă în scenă de 99% dintre cei care fac cu presa din România. Persoanele de față se exclud. De forțele astea politice sau cum se numesc ele, a.k.a. ONG-uri. Deci, în secunda în care se organizează o revoltă, dragi cetățeni, cetățenii cu creier, atât, da? Deci, în secunda în care se organizează o revoluție, de exemplu, în 1989, de exemplu, da? În ghilimele, ultima sau... Ultima consemnată în istoria da, sau... sau în momentul în care se... Vezi că am învățat să mă uit la camera, ai observat, da? Da, da, numai... becuruș. Ai văzut? Deci, așa. În momentul în care se organizează un protest, trebuie să înțelegeți următorul lucru. Nu există de când lumea și pământul, atenție, decât de astea, pe-n fața blocului, să dăm jos administratorul, adică din astea care nu se cunosc la scară largă, nu există niciun protest de anvergură organizat, spontan, nu există, ok? Fără participarea instituțiilor de forță ale statului, ok? Ale celor politice, și ale celor care au vreun interes financiar, ăștia care se lipesc după declanșare, așa, da? Deci, obligatoriu, aceste forțe trebuie să existe și să aibă un scop comun în a declanșa
protestele spontane. Firește, firește, așa cum a fost și în 1989 și de atunci încoace la absolut orice manifestare, și am spus asta inclusiv când au fost neterminații din hashtag rezist, există un 1%, 1%, oameni de bună credință care într-adevăr se identifică cu una, două, trei lozinci dă până protestele respective, revoluții, ce sunt ele, mișcări, etc. Atenție că voi v-ați identificat mai mult de 1%, inclusiv cu mascarada prin care ați trecut și în care ați fost făcuți sclavi. V-ați identificat cu ea? V-ați identificat, ok? Și v-ați aliniat sclavi, ok? Da. E, ultima mascaradă care înseamnă marele protest al fermierilor din România și transportat. Și transportatorilor, mă rog, care a început pe data de 8 ianuarie, în primele zile ale anului. Noi ce vorbim aici, ce se întâmplă în emisiunea de astăzi, este ca să înțelegeți măscărelile, manipulările, harnelile la care o să asistați tot an. Ok? La care asistă globul pământesc din Evul Mediu până azi și la care voi o să mai asistați și o să-l mai haliți tot anul că vă place pe TikTok. A început pe 8 ianuarie pe TikTok, rețineți. Pe TikTok, această rețea socială, cum dracu se numește, chineză. Da, atât de deștept sunt chinezii, v-au luat pe toți, v-au pus pe TikTok, v-au luat toate datele și absolut tot și fac ce vor cu voi. La ei în țară, platforma fiind dedicată și foarte bine controlată și etc. Adică, atenție, nu e la liber cum e în Occident. Au dat, au făcut-o pentru Occident și au acaparat absolut toți utilizatorii de social media. Atât de... Bun, sunteți. A început pe TikTok. A început pe TikTok. Pe TikTok, rețineți. Nu, nu s-a dus vreo Revoluția organizație. Arabă a început pe Twitter. Cum? Revoluția Arabă a început pe Twitter. Da, primăvara, deci, arabă. Primăvara. Mă rog, le-a mers mai rău, da? Atenție, asta e viața. Atenție. Nu s-a dus vreo asociație de fermieri, cioc, 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 că nici n-avea când, că a fost Sfântul Ion, deci vacanță, n-avea când pe 8, pe Sfântul Ion a doua zi, da? Nu s-a dus cioc, cioc pe la Ministerul Agriculturii, pe la guvern, pe la transport, nu s-a dus nimeni, nu. Nu, au sunat unii, răzleți, pe persoană fizică, da? Deci nu s-a, n-a fost nimic organizat în sensul real al revendicărilor. Înainte să continuăm să vă explicăm cum se organizează o mascaradă, vă spun o singură propoziție. Propoziția a fost rostită, o știam, dar a fost rostită de Marcel Ciolacu în această seară și anume, absolut toate revendicările înșiruite pe TikTok, pe unde au mai fost ele înșiruite despre acest mare protest, toate, rețineți, toate, sunt incluse în bugetul și măsurile ce urmeau aprobate, atenție, să fie luate anul acesta. Inclusiv alea cu RCA-ul micșorat și cu scăderea accizei. Nu, atenție, nu, atenție. Toate, citez, toate, atenție. Asta? Firește că stăm pe 8 ianuarie și că n-au intrat toate, nu au intrat toate în vigoare. Eu n-am ce să mai discut din acest punct, dar aceasta este și explicația pentru care, că eu am tăcut, nu știu, vreo săptămână că mi-am pus de viață, că nu am cum să... Nu poți să reacționezi la orice mascaradă vă aruncă ăștia în față, decât dacă ești tâmpit, ok? Deci, ca populație mă refer, da? Populație. Deci, tu ești pe 8 ianuarie. N-are ce să intre în vigoare pe 8 ianuarie, că a fost Revelionul și pe a fost Sfântul Ion. Da, trebuie să bea, să mănâncă. Și tu plătești aceea... acciza pe 8 ianuarie, plătești RCA-ul pe 8 ianuarie? Nu, nu plătești acciza și RCA-ul pe 8 ianuarie. Cerințele lor, oricum, sunt unele extrem absurde, astea cu să-mi dai bani înainte, să nu mă controlez de aptia, să nu-mi fac aia, să dreagă aia, astea niște cai verzi pe pereți. Și eradicarea consumului de droguri. Și a pensiilor speciale, în continuare. Și desfințarea pensiilor speciale. Vreau să vă anunț că pensiile speciale... Ca pensiile speciale, dar nu știu dacă știți cât câștigă medicii de familie în România. Uitați-vă că sunt niște cifre oficiale. Păi le-au dat rușinele ăștia. Ăștia pot fi desfințați. O să vă spun, alea e altă chestiune. Deci, cu această frază am încheiat acest proces. De aceea, adevărații fermieri, adevăratele asociații care reprezintă fermierii, da? Că presupun că ai și tu... comunicatul final de astăzi, da. În care asociația care reprezintă 80% din terenul arabil din România a spus că s-a discutat la agricultură, e tot în regulă,
Nu înțeleg de ce continuă aceste proteste sau ce sunt. Și acum te întrerup eu un pic. De-aia n-au parte. Nu, atenție! Și nu totu- că e foarte important pentru populație. Dragă populație! De-aia n-au participat ăia care îi reprezintă într-adevăr pe agricultori. Pentru că ăia cunosc legislație, norme, când se aplică, ce vrea UE, ce vrea UE. Cunosc tot. Ok? De-aia n-au participat ăia. Dar, eu sunt un om corect. Asta este o mascaradă. Așa cum v-am spus, a fost și aia greva profesorilor. Bă, apropo, mai știi tu ceva? Știi, vreau să te întreb? Dacă mi-ai spus ceva de crevedia? Nu. Cum, mă, nu? Nimic. Cum, nimic? Nimic. Ce-o fi fost, mă, pe la crevedia? Că înainte de crevedia n-a mai explodat nicio stație GPL-ul, după crevedia n-a mai explodat nicio stație GPL-ul. Nu. Știi tu cine a preluat? Dar, nu știu dacă doar dacă ai auzit. Știi tu cine, cine a făcut o ofertă? Nu știu dacă s-a aprobat oferta. Știi dacă s-a făcut trecerea? Cine a preluat firma? Dar fiindcă oamenii au ieșit din arestul preventiv. S-a făcut. Au ajuns, eu intuiesc că s-a făcut. Ați înțeles, mă? Ați înțeles? Ok. Deci, suntem la final astăzi. S-a terminat. Cine stă și adă? Nu știu dacă s-a terminat. Stai un pic să vorbim. Cine stă și adă pe stradă? Păi te întreb eu, spune-mi tu. Eu văd niște oameni în stradă. Da. În continuare. Cine stă și adă? Niște oameni nemulțumiți de acțiunea proastă sau inacțiunea guvernului. Nu. Ăștia sunt unii adunați de pe stradă. Atenție. Aseară la ora 18, cred eu. Nu poți să-i bănuiești pe toți, Dana, că sunt adunați de pe stradă. Da, poate sunt oameni care cred... Nu mă interesează. Eu bănuiesc și spun ce vreau eu. A, e treaba ta. Este opinia mea, ok? Da? Eu vorbesc cu fermierii adevărați la propriu. Atenție. Eu am acces la informații la care populația nu are. De ce? Pentru că mi se spun, nu că am eu nu știu acces la nu știu ce, da? Ieri, de ce s-au chemat galeriile în stradă? Știi asta? E? Știu zvonul. Au fost chemate? Eu nu știu zvonul, eu am văzut cu ochii mei. Păi ce ai văzut cu ochii tăi? Zine și mesajele nu. Care au fost date pentru a se chema galeriile. Cine cheamă galeriile în stradă? Cine cheamă... Ce că se caute galeriile la protestul fermierilor? Galeriile au refuzat. Vrei să spun eu cine am și răspunsurile celor, vrei să spun eu cine cheamă galeriile? Vrei să spun eu cine cheamă galeriile în stradă? Și de obicei nu se refuză? Cine? Serviciile secrete. Am închis. B-ați înțeles? Deci, din experiența trecutelor proteste. Nu știm care, nu contează. Nu, atenție, unii. Atenție. Nu există să chem galeriile. Ce scoate galeriile la protestul fermierilor aseară? Aseară au fost chemate galeriile în stradă, am văzut? Nu că am văzut, știu concret. Am aici salvat tot pe telefon. Au fost chemate în stradă, s-au refuzat ieșirea în stradă de către galerii. Ce caută galeriile? Dar erau sfioși sau de ce? Nu. Au ținut cu țara, brusc, galeriile, le-a lovit patriotismul? Nu le-a convenit, dar au zis că nu au nicio miză. Eu am citit răspunsurile, bine, nu sunt așa colorate. Nu s-au înțeles la... Nu, dar sunt foarte mișto. La interes? Nu. Cine s-a înțeles că aici nu se iese așa la galerie. Păi eu ce zic? Nu toți ies pe un interes clar financiar. Se iese în anumite condiții, pentru că șefii de galerie sunt niște persoane foarte influente, să știi. Absolut. Și foarte influente. Da, asta întreb. Dar și-au schimbat stăpânul șefii de galerii de când am fost eu un pic răcit? Cum? Și-au schimbat stăpânul șefii de galerii cât am fost eu un pic răcit? Păi n-au cum să și-l schimbe, pentru că galeriile sunt doar astfel controlate, e firesc, peste tot pe glob. Păi peste tot pe glob. Altcineva la galeriile comandă? Pot genera mase de oameni prezente la o strigare pe o mesagerie care îți umplă o piață pe loc. Sau secțiile de vot. Au mai participat la proteste, corect? Sau secțiile de vot. Sau orice vor. Da? Deci, ca să înțeleagă populația, aseară s-au chemat galeriile, nu au venit galeriile. Așadar, garnizona care cheamă galeriile nu mai are aceeași forță pe care o avea la protestele trecute, ca să știm și ce garnizonă îi cheamă. Pentru că această garnizonă care încearcă să apese accelerația și să-l mai trimită și pe Siemion și pe alți trepăduși pe-n spate. Dar cum explici reacția protestatarilor profund virulentă la adresa lui Siemion și a lui Șoșoacă? Păi, una este garnizoana lui Siemion. Așa. Și alta este garnizoana care a dat drumul la această mascaradă. Garnizoana care a dat drumul. A, deci a fost o ciocnire între capetele mascaradei? Este opinia mea. Cele două garnizoane? Garnizoana care a început, atenție. Da? Nu. Deci, aici să unesc. Dar garnizoana care a început, a început. Garnizoana care s-a lipit, s-a lipit. Dar în secunda în care garnizoana care s-a lipit
prelua, că preiei. A vrut să confiște, nu? A vrut să confiște, aici s-a creat supărarea, normal. Garnizoana care a organizat acest protest este aceeași garnizoană care a organizat și greva profesorilor. Și 10 august? O parte. O parte? Da. Și ordonanța 13? O parte și mai mică. O parte și mai mică? Da, văd că a crescut așa. Partea mică, după aia a venit părticica. Nu, păi nu, cea mai rămas. Cea mai rămas? Azi, o parte și mai mică, o parte cea mai rămas. Da, e firesc, e an electoral, uite, nu? Dana, uite, vreau să-ți prezint un personaj, că tocmai ziceai tu că e o strânsură acolo, alcătuită pe niște criterii extrem de netransparente, ca să vorbesc și eu care zi știi. Hai să vedem, domnule și domnule, cine e liderul fermierilor protestatari? Dănuț Andruș, omul care a stat la masă cu Marcel Ciolacu, nu cine. Unul dintre cei mai înstăriți fermieri, dar nu se mulțumește doar cu atât, s-a vrut omul și primar, dar și-a încercat norocul și în showbiz. Hai să-l vedem, unul Dana, dintre cei e fascinant. Fermier, zice el. Zice el și... Alimentation direct, vă zic eu, așa. După ce vedem materialul. Paliment. Fermierii și transportatorii se adună. Dumneavoastră fiți fost membru PSD, credibilitatea dumneavoastră în fața oamenilor și a poporului n-are cum să, n-are cum să rămâne aceeași. Niciun fel de problemă! Niciun fel de problemă! Situația era invers. Dacă al băiat de aici... Stimate domn, am rugat pe oricine să meargă în locul meu. Da? Am rugat să meargă oricine în locul meu. Eu pot să stau în stradă și să protestez. Niciodată nu pot să protestez asupra șefului tău. Dacă mi-era șeful meu... Numele dumneavoastră ale protestatarilor sunt reale. Ciolacu e un nenorocit, asta e realitatea. Da, eu sunt membru PNL, omule, și de-aia veni să protestez. Eu sunt membru PNL și a venit să protestez împotriva guvernului. Dacă sunteți români adevărați, nu mai dați în noi. Ne unim cu toți românii adevărați pentru că este pentru prima dată când ne exprimăm civilizat, frumos, elegant împotriva acestui stat eșuat. Liderul fermierilor protestatari este unul dintre cei mai bogați agricultori români, originar din județul Botoșani. Dănuț Andruș nu a rămas doar la munca pământului, ci a cochetat și cu politica, dar nu-i displace nici showbiz-ul și și-a dorit să fie vedetă, chiar dacă momentan nu i-a ieșit asta decât pe plan local. Mi-a dăruit Dumnezeu doi gineri și doi băieți, dintre care unul este aici, unul este la școală. Astăzi și v-ați propus, băieți, greu voi îl duceți. Tu și ți-ai propus faci azi? Am plecat la semănat la greu. Mai este mult acolo pe țarnă? Mai este în jur de vreo 30-40 de hectare. Și încheiem, da? Și încheiem. Tu, Silviu? Mi-am propus să mă duc la Arad. Da? Ai pregătit tractorul, plugul, totul e gata? Totul e gata. Bun. Și tu, Titi, tati? Eu mă duc la treierat, la porumb. La treierat, la porumb. Da? Mai este mult la recoltat? Aproximativ cât mai aveți? 50 de hectare. Maxim și încheiem, da? Da. Băiței, foc la ghetii. Avem tot timp. Foc la ghetii și băgați așinșa. Sunt cel mai nordic fermier sau unul dintre cei mai nordici fermieri ai județului Botoșan și ai țării românești. Am vârsta de 51 de ani, încă neîmpliniți, cu foarte puțin timp pentru a împlini. Am o fermă în vegetal pe care o administrează copiii mei, cu o suprafață de aproximativ 1300 de hectare de teren, un efectiv de peste 1500 de capete de animale. Suntem la extremitatea unde lucrurile sunt așa cum a vrut divinitatea. Pe această locație lucrăm în jur de 60 de hectare în această solă, care anul acesta am înființat o cultură de grâu, care este străjuită, roată împrejur de râul Prut. Probabil Dumnezeu ne-a așezat aici. Dănuț Andruș a încercat norocul la o emisiune concurs de umor, însă întreaga experiență a fost un fiasco. Politică și a candidat la primăria comunei sale, însă și acolo fără noroc. A avut însă parte la televiziunea locală de un reportaj care l-ar face puțin gelos și pe Ceaușescu. Puterea de a trece peste obstacole, de a se reinventa, de a renaște din propria cenușă, de a fi diplomat, de a face echipă, de a întâmpina cu curaj și demnitate probleme aparent fără soluții, de a demonstra că nimic nu este greu dacă ai viziune și voință. Domnul a avut și viziune și voință. Da. Nu e ieșit cu primăria?
Deci de aceea, da, ăsta e unul din liderii protestatari. Iartă-mă, cu el au stat la masă toate mărimile acestei țări. Da, de aceea domnul Ciolacu nu are ce să caute să se întâlnească cu... A avut. Nu, eu spun părerea mea. Da. Deci el nu are ce să caute să se întâlnească de ce? Cu ăștia. De-aia. De aceea, ok? De-aia. Când o să meargă primul ministru României, al primul ministru României să se dea cu calul pe la ai umor sau pe așa, poate să se întâlnească cu ăsta în privat. Deci, de aceea n-are ce, de ce să caute. În primul reprezentanții sau cine să considere că sunt, nu sunt reprezentanții, punct. Am hotărât asta deja. Nu, ai hotărât adică, tu că nu sunt reprezentanții. Nu, nu sunt reprezentanții. Reprezentanții sunt cei care nu au participat la aceste proteste, păi, punct. Dana, există care... niște oameni care au participat la un protest. Da, oamenii ăia s-au desemnat niște reprezentanți. Este ca și cum eu cu tine mă duc în fața guvernului și protestăm, cerem ceva. Și Ciolacu este și se vede cu noi. Exact. E o prostie, nu are ce să caute. Noi suntem doi, ei sunt niște mii. Tu te duci la Ministerul Transportului dacă te primește cineva, dacă reprezinți pe cineva, te duci la Ministerul Agriculturii dacă te primește cineva, și gata, și gata, s-a terminat. Păi nu Ciolacu este primul ministru al României. Așa. Dar să revenim. Dar stai un pic, nu e zeu, e primul ministru al României, ăștia cetățeni români. Și ce, tu poți să te întâlnești cu Ciolacu când vrei tu? Nici măcar eu, nu, într-adevăr. Nici eu. Păi dar nici ei. Deci cetățeni români ce? Poți să întâlnești cu primul ministru? Păi ei au blocat niște căi de acces. Ei au blocat niște căi de acces. Niște căi de acces. Și l-au convins să se întâlnească. Deci, mai Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii, Ministerul Transportului. Am încheiat citatul. Deci, după cum ați observat în imaginile difuzate, eu e prima dată când le văd, n-am fost în țară, dar nu contează asta. Un nenic mi-a confirmat afirmațiile de la începutul emisiunii, și anume, cine sunt organizatorii și inițiatorii și declanșatorii, adică PNL, a spus, eu sunt membru PNL și am venit să protestez, și am venit împotriva, să protestez împotriva guvernului. Am încheiat. Ok, ăștia au început, da? Deci noi vorbim de altă garnizoană, care, și iar restul garnizorilor s-au alăturat. Deci tu spui că este și o lucrătură din interiorul coaliției de guvernământ la adresa stabilității acestui guvern? Sau mai... Este... Vor să-l dea liberalii jos pe Ciolacu? Hai să nu ne mai ducem după liberalii? Da. Sunt fierți să-l dea jos, normal. Normal. Cum? Și dacă pleacă ăsta, e cu cine fac guvern? Sunt prea proști ca să realizeze asta. PNL-ul, haide să vă explic ceva. PNL-ul a fost cândva... Nu, sunt unul corect. A fost chiar un partid, PNL-ul. A fost un partid în care erau niște neni, cu niște școli, cu niște background-uri, cu niște istorii, cu niște creiere, whatever. Cu niște bani făcuți? Whatever. Nu mai există acel PNL. De ce? Pentru că, așa cum se încearcă și cu PSD-ul, PNL-ul a fost scindat. În nenumărate rânduri. De aceeași garnizoană care încearcă și a încercat ani de zile, acum s-a schimbat, nu mai e, a plecat acum 8 ani, aceeași garnizoană care a încercat să distrugă și PSD-ul. PSD-ul este huge, e foarte greu de distrus, pentru că este un partid foarte, foarte mare, extrem de bine organizat și reprezentat la nivel național, foarte simpatizat pe bună dreptate, după cum observați, PSD-ul este singurul care rezolvă vreodată. Voi ați văzut vreodată în mandatul PNL, de PM PNL, ieșind în stradă, nu știu, agricultorii, transportatorii, profesorii? Păi nu. Am mai stabilit. Ajungem la vorba lui Ponta. Am mai stabilit. A cine emisiune a spus-o? Deci. Nu sunt mișcări de protest până când pleacă Ciucă, vine Ciolacu și se umple țara de mișcări de protest. Am încheiat, adică, ca să înțelegeți, mascaradele. De ce n-au ieșit așa să vă reprezinte acum un an? Păi era bine acum un an? Așa de mare și erau accizele mai mici. Băi, ne terminați-vă o dată. Deci acum un an, deci acum 2 ani. Profi, toți, medicii, absolut toată lumea. Cine a mărit salariile medicilor? PSD-ul. Cu cine votează medici? Cu PNL-ul. Uh-huh. Ați înțeles și felul de atrofiere a circumpolului? Și cu USR-ul. Ok, pentru că e nobil, bă. Profesii liberale, sunt de dreapta. Nu mai e, bă, nobil, stă ăștia, uite ăștia spedeliștii care sunt în stradă acum. Ăștia cu galben și să confundă cu haur. De-aia sunt îmbrăcați amândoi în galben. Da, așa. Dar tu ai o explicație de ce aurul și cu USR-ul au ajuns umăr la umăr în povestea asta? Păi dar n-acum, care e explicație? Eu să am explicație? Păi te întreb, da? Da, păi dar am spus-o din ziua 1. Așa. Creatorii, mami și tati. Da. Da?
care s-au împreunat. Pe vremea când familia trei era formată dintr-un bărbat și o femeie. Da, mami și tati care s-au împreunat, bine, la USR se poate și tati cu tati. Așa. Deci mami cu tati care s-au împreunat și au, din dragoste, așa, au născut copii, da, USR, s-au mai împreunat și au făcut AUR. Am spus asta de 100 de ori. Păi așa, dar frații se păreau certați între ei, ăștia micii. Păi normal, cum crești altfel? Nu te bați ca să crești? Așa. Păi ca să crești. Și acum au ajuns la vârsta maturității, la înțelepciunii și se împacă? Păi nu. Acum au ajuns la vârsta maturității, adică au făcut 3 ani. Cât a făcut AUR-ul? 3 ani, 4 ani, 5 ani și merg la... A, nu, stai mă, un pic. Acum la grădiniță împreună. Se duc pe împreună. Păi i-au ajuns pe ea din spate și merg împreună la grădini, la școală. Îi duc în aceeași mașină, mami cu tati. Îi lasă pe unii la grădiniță și pe ceilalți la școală. Pe unii la liceu. Da, așa, își duc toți copiii la, în aceeași mașină. Păi cum? Sunt aceiași tati cu mami. Așa. Am spus de 100 de ori, sunt, au aceiași părinți, USR-ul cu AUR. Punct. Se dovedește, clar, nu? Deci mâine, păi mine, ce să mă aștept să vă păi aia din Sibiu, cum o chema, mă, că am pus-o astăzi, că eu nu mai fac fața la tăi. Da, 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 da. Aia din Sibiu, care era, nu știu ce, șefa USR pe acolo. Șefa USR Sibiu, e vicepreședinte la AUR. Bă, ne-a rugat pe toți ăștia care n-avem job. Da, da. Să ne luăm mașinile în mijlocul zilei și să mergem să claxonăm pe străzi în Sibiu. Ce ai, fată? Ce se întâmplă? De ce să mergem în Sibiu să claxonăm? Cine? Noi, populația. Militantisme din astea. E, și aia, după aia când am căutat-o mai bine, cine e? Și mare șefă AUR. Vicepreședinte la AUR. Ce ai făcut, bă, Simeone? Bine, stai un pic, că trebuie ce planetă e, că cred că li se dau servite non-stop. Raluca Mariei se numește doamna. Ne-a chemat asta să ne luăm mașinile să claxonăm. Să mergem la Sibiu și să dar la București. Pe străzi, să ieșim pe străzi. Da, e la București putem să claxonăm? Da, păi până la seară a fost dita mai pancarta pusă, printată noaptea ca hoții, da, probabil de tipografia lui Simeon, că n-are cine ce Simeon are tipografie? Nu. Dar unde printează toate alea? Le printez eu? Deci, era o mare pancartă că bucureștinii sunt alături de protestatari. Care bucureștini? Nu era nici dracu, nici asta. Dar erai tu alături de protest. Dar nu era nimeni. Azi bucureștenii, azi uite, noapte, seara asta, eu am aterizat azi noapte. Stai că îți dau imagine. Stai că spun eu, lasă-mă în pace să spun. Care, unde, aseară, păi, unde erau? Eu țin cu aia care au eu fost. Eu eram în avion și mă uitam pe net. Unde scria? Dar de când ai tu net în avion? Păi ești la bogați. Da, la bogați ai. Deci, da, eram în avion și citeam. DN-ul blocat, drumurile, intrările în București blocate de protestatari. Am venit, am intrat, nu era nicio mașină nicăieri, am mers peste tot, nu era nicio mașină nicăieri, am căutat pancarta. Păi intrările, ai intrat tu pe la afumați? Păi doar acolo e baza. Păi de ce e baza acolo? De ce e baza acolo? Păi acolo li s-a permis să stea, probabil. Păi și cine le permite lor? Ce, afumați, e stat fără câini, așa? Nu e stat fără câini, dar sunt autorități locale care permit. Cum sunt și alte autorități locale până țară care permit să se stea. Pot să-ți... Spun că autoritățile locale de la afumați sunt PSD? Da. Că asta pare a fi un protest împotriva PSD-ului. Pentru că nu mai lăsa să termin. Așadar, așa, începusem cu PNL-ul, da? Da, da. Deci în PNL există un USR, am mai spus-o de 100 de ori, în PSD există un USR. Domnul, da, Ciolacu știe asta, sper că este de acord cu mine, dacă nu este de acord nu contează, este opinia mea, am dreptul la ea. Dar face ceva împotriva USR-ului ăla din PSD? Domnul Cine? Ciolacu? Domnul Ciolacu? Nu știu. Da. Îi urez succes pare în această cale. În PSD există un USR. În fiecare partid din România există un USR, adică în cele două, pentru că în rest există un mare USR. Da, deci nu mai contează. Deci în PNL există un USR care a reușit să distrugă PNL-ul definitiv, pentru că erau mai mici, mai nobili, ăștia nobili știi, sunt îmblăcoșele, ăștia slăpânți. Și de-aia la ei a avut efect mult mai, ei fiind fătălăi, la ei a avut efect imediat. La PSD e mai groasă, că ăștia sunt mai și mai pânțară, mai... e mai greu. Dar și pe ăștia i-a luat și i-a organizat așa în acest grup, că ce înseamnă, ca să înțelegeți ce înseamnă USR-ul dintr-un partid mare, cum a fost PNL-ul și cum încă este PSD-ul. Un USR în mijlocul unui partid mare înseamnă păia pe care poți să iei să-i aduni. Cum s-adună ăștia? Unu, ei toți sunt șantajabili, ăia pe care îi aduni. Ai înțeles? Îți povestește garnizona care te adună. Bă, că ai nu știu ce dosar, bă, că te știu cu fapta nu știu care, bă, că te știu cu nu știu ce slăbiciune, bă, că te știu cu nu știu ce gagică, bă, că nu știu cum. Și te adună. Câți? 5-6. Ei, dacă sunt și șef de organizații sau șef de ceva de județ, de nu știu ce, e un cutremuraș în momentul în care adun 5-6 într-un partid care, atenție, au o funcție care, mă rog, e cât de cât mare, da? Repet, baronel, ceva. E, în momentul în care tu reușești prin vreo garnizoană care a ieșit la pensie sau, mă rog, pensionari, bă, că până la urmă și ei sunt pensionari, știi ce zic? Adică au și, n-au un timp, că de-aia nu mai au atâta forță, că la pensie mai și tricotezi, mai așa, și după aia te ocupi și de politică, nu faci numai politică cum făceai înainte. Acum mai faci și altceva, da? E,
îi adună pe ăștia și în momentul în care se creează o situație, le spune, băi, n-avem ce să facem, aveți, știți voi, aia, reacție. Și reacționează. Asta înseamnă să ai un USR în PDL și în PSD. Vrei să-ți dau imaginile zilei de astăzi? Trebuie să le vedem împreună. Da. S-a întâmplat la Vama Siret, aia cu Ucraina, unde oamenii s-au apucat de gătit în timpul protestului, au tăiat un miel și au început să pregătească masa, susținând, pe bună dreptate, cred că-s nemâncați de azi dimineață. Hai să vedem, nu știu, este tot atât de românesc încât trebuie remarcat. Iau bucătar cu oamenii mei, de acasă, fără bucătar. Toate sunt greva cu oamenii 3 zile. 3 zile? Da, de 3 zile n-am mâncat acolo nimic. Deja am chemat să aducă și o vacă, cât ora asta o termină mâncat. Levi, dau o vacă, una. La cât sunt eu? Levi, trați, lați, procente, îi calculează oamenii. Nu, deci asta se întâmplă în Vama Siret, pe unde mișto, trebuie să vină camion. Netflix, sezonul 3. Deci, nu se pare ușor custurița așa? Nu, deci au tăiat mielul, întrebarea e al cui miel, dar nu ne mai luăm de la atâta. Dar ție se pare mișto manechinii pe care scrie corupția ucide și jos corupția și etc. târnați de tractoare? Un plus cu fân îmbrăcați în tricouași, cu pantalonași? Să manechine cu corupția ucide pe tractoare? Da, pe tractoare agățați de nu știu ce băz de la tractor. În aer, așa, un om îmbrăcat din fând în ce-o fi el, manechin, gen, da, cum ar fi. O fi rămas recusa după urmea lui Dragnea, te-ai gândit da, la treaba asta? Da, și scrie pe el, jos corupția, corupția ucide pe altă parte, ceva, niște lozinci din alea pe vechi. Sunt când crezi că i-au făcut pe ăștia? Când? De miercuri până vineri? Nu, astea sunt pregătite. Păi asta zic așa cum au fost, ai uitat de pălmițele hashtag, galbe, ai uitat de hashtag îndrăznesc, tu n-ai îndrăznit la protestul. Eu n-am îndrăznit, nu? No. Păi îndrăzniți acum, mă. Da, tu ai uitat de hashtag. Ai vrea să se mărească salariile profesorilor care vă duc copiii cu capul în perete la testele naționale? Tu ai uitat de hashtag-ul toți pentru justiție, era cu pălmițele galbene? În timpul lui Dragnea, la ordonanța 13, da. Mari. Palmele mari, nu? Da, dar nu mai țin minte. Șocul vieții mele a fost când am găsit la mine în lift, în bloc, unde ăla. Am zis, frățioare, am periculos reziste. Știi ce se întâmplă? Nu, vreau să nu fim... eu nu sunt nici ipocrită și chiar am contact în special cu țăranul român, că am vrut și am fost prezentă între ei. Există această pătură de fermieri cărora le este într-adevăr greu. Ok? Și nu este fermierul ăla cel mai mic. Că cel mai mic se autogospodărește acolo, n-are credite, n-are... Există fermierul care vrea cât de cât să crească și să ia mai mult teren în arendă și să lucreze mai mult și să etc. Și ăsta este un parcurs dificil, dar ce vreau să spun și eu sunt alături, adică doresc ca ei să fie ajutați. Fermierii mari sunt bine, sunt, mă rog, așa e, când ești mare ești mult mai bine, ți-e mult mai ușor, este firesc. Au crescut în ani, poate în 20 de ani, poate în 30 de ani, nu știm, da? Sunt și fermieri care au avut noroc, care cultivă, uitați, de exemplu, există acești noi fermieri tineri, da? Noi fermieri, le spun noi, da? Care au curajul să se avânte în business-uri noi, în, cum să vă spun, de exemplu, nu știu, plantează aluni. Și din alune fac etc., nu știu, tot felul de produse. Și știu de la târguri, eu cunosc, le cunosc poveștile. Sunt unii care, nu știu, fac o anumită iaurtă. Și sunt foarte ok și au nevoie de ajutor. Și sunt ajutați. Și suntem o țară care în special și nu numai, dar în special, da? În timpul guvernărilor PSD, atunci când ministerul a fost la PSD, a ajutat enorm de mult fermieri, iar fermierii știu asta. Nu despre asta e vorba, este vorba despre această pătură care... reprezintă astăzi acei 1% despre care vorbeam și cu care trebuie să fim solidari și care probabil și au crezut și în acest protest, că acest protest îi va ajuta. Dar atenție! Adică pledoaria mea nu este despre asta. Nu da? Poți să, nu este poți despre să mizeria. Eu nu minimalizez. Deci acei 1% care într-adevăr au nevoie de ajutor, acei fermieri care se chinuie să crească, da? Pentru că acolo încep problemele. Când îți iei deja credit, când vrei să cultivi mai multe... Tractoarele le-ați luat cam pe credit, denunța. Da, și pe fonduri. Și pe fonduri. Da, dar foarte multe dintre ele sunt leasing-uri. Sunt leasing-uri. Acesta este, atenție, acesta a fost un business riscant și cunosc asta chiar din gura lor, da? În special pentru că am trecut și prin acești ultimi 2 ani de altă mascaradă la care România, atenție,
Mai țineți minte când ați vrut să-l dați jos pe Daia? A plecat. De ce l-ați dat jos? Deja va? Mersi. Deci, noi am trecut prin această perioadă la care România nu avea cum, atenție, și ei știu asta, ei știu, populația nu știe, să nu se supună. S-a supus tot Europa, s-a supus tot globul. Punct! Așa a fost ordinul de la UE și gata! Și gata. Da, într-adevăr, acum nu mai intră cereale din Ucraina pe teritoriul României din vară. Deloc. Nu mai intră deloc. Restul sunt cai verzi pe pereți, povești, să vină. Cine spune altceva, cine vine aici și spune, trebuie să dovedească că intră. Nu intră. Deci, dar nu despre asta e vorba. Okay. A fost această perioadă, da? Nu știu dacă știți, dar toate cerealele din Ucraina sunt americane. Sper că știți asta. Deci companiile care dețin... Proprietarii. Deci proprietarii sunt... americani, adică America, nu Ucraina. Da, nu a bombardat niciodată terminalele din porturi. Și de-aia ăia circulă liber pentru că noi suntem parteneri strategic. Bună, hai. Ok. Deci tu n-ai cum să te opui. Nu pot trebuie să... De ce nu se opune ciolacul? De ce, la ce să se opun? Ce s-a putut s-a făcut în vara anului trecut? Ce nu s-a putut nu se mai face. Că nu face nimeni. Încetați cu aberațiile, da? Suntem în UE, ne supunem pe viață. Dacă îl vedeți pe Siemion care urlă ca un scelerat, că se ducă să urle la UE. Dar vreți să vă spun ceva? Vedeți că la UE linge tâlpi. Și pe la papă și pe la UE. Nu există asta, ok? Vrei să stai în politică? Shut the fuck up, ok? Și toată lumea tace. Restul este manipulare pentru voi nutreți. Ca să mergeți voi la vot să votați cai verzi pe pereți din gura unora care o ar naturaliști. Ăia sunt toți niște mincinoși. Toți sunt aliniați frumos. Voi când mergeți la vot, nu că trebuie să votați ce vă spun eu, da? Nu trebuie. Votați ce vreți voi. Voi când mergeți la vot, ce trebuie să votați, bă? Fiți atenți la mine, da? Ăia care fac cel mai mult pentru populație. Că vă place de ei, că nu vă place, că mie nu place de nimeni. Că nu dormiți cu ei în pat. Dar nu vă treziți cu ciolacul în pat. Nu vă treziți cu nimeni în pat, ok? Eu nu mă trezesc cu el în pat, nici nimeni, da? Deci, poate cineva are fantezii cu ciolacul, ți-ai pus problemă. Foarte bine. Deci, nu vă treziți cu ei în pat. Voi când votați, că așa votează omul deștept, da? Când spunea acum câteva zile cineva, așa e și Trump. Păi Trump e un șmecher. De șmecher. A ieșit Trump și a dus America unde a dus-o, da? Lasă că au venit așa și au băgat-o în groapă. Tu mă șmecherești acum, că tragi de timp ca să ne ajungem la momentul ăla. Nu, dar el vrea să vorbim despre Monica. Bă, Monica, bă, vină încoa. Stai un pic. Nu mă lasă. Trebuie să vezi imaginile. Bă, te rog de multe tot. Vină odată aici în studio. Trebuie să vezi imaginile, doamnelor, domnilor. Diva colonelului a trecut la cratiță. Hai să vedem imaginile. Păi așa ne-am înțeles, Dana. Nu, nu vreau să nu înțelege. Un ordin de zi pe unitate, lux, barosăneală. Gata, și anul ăsta și a face s-a întâmplat. Orez cu ciuperci. S-a întâmplat tot ce am spus eu până acum? Da. A executat. Asta, da, ai zis-o. Bă, a executat. Da, asta cu orezul cu ciuperci n-ai zis. Bă, a executat domnul Gheorghiță tot? La Dolobiți am înțeles, bă, că da. Bă, a executat, da. Aveți că a fost asta, s-a prea. Foarte frumos. Acaretele au început să apară. Decoratul casei a început să apară? Da, da. Lucrează. Urmează bucătarul anul ăsta. Anul ăsta e 2024, se știe. Își au bucătar? Trebuie să urmeze. Ce faci? Ce faci? N-ai bucătar? Trebuie să ai bucătar. Și în afară de bucătar, ce trebuie să mai zi? Păi, dai, să știi, se face pe mine un plan de viață. Deci ai mutat-o de la jacuzzi ăla de săraș din Bulgaria la jacuzzi de Barosăneală. Cred că nu mai vede, dacă da. Nu, bine care poze, că acolo, acolo s-a terminat experiența de la cu zăpadă, am văzut și eu ăla frumos, da. Barosăneală. Da. Așa. Tot. Da. S-a terminat. Am văzut după aia, ai văzut că la un moment dat a dat și așa a lăsat dat că ar fi grea, dar după aia a dezmințit că nu e grea. Bă, niciodată să nu mai dezmințiți că sunteți sau nu gravide, pentru că asta, dacă nu ești gravid, înseamnă că ești grasă. Nu mai dezmințiți asta. Păi lăsați-o așa! Păi așa și dau căutau... Să o caute și păi eu vedeau că e slabă. Mai știi când eram noi mici cu Mona de Freitas, aia lui Gabi Bivolaru, nevasta lui, care a fost gravidă vreo 24 sau 26 de luni, era ca mamuții. Trebuia să nu se ducă la pușcărie și avea adeverință de aia de gravidă, a fost gravidă vreo 2 ani jumate. Nu da. Știu, nu. Aia care a devalizat BRD-ul. Când era bivolar. Când eram mică. Așa, erai tu foarte mică, da. Așa și, păi, și ce să zică a femeie dacă peste 6 luni o să întrebe aia iară ești gravidă și ea să spună iară că nu? Să ajungă la ce zici? Mă, tu dacă mă întrebi ești gravidă, eu instant nu am înțeles că aveam burtă, deci sunt grasă. Deci eu în 3 luni am slăbit, pac, și zic, nu, eram gravidă, era o poză proastă. Nu spun, nu sunt gravidă, adică sunt grasă.
nu spui, nu sunt gravidă, adică virgulă, că tu dacă ai spus nu sunt, bun, ești gravidă? Nu. Păi ce ești atunci, grasă? Adică nu mai spui nimic. E că n-aia, domnule Becali, așa dansați, nu așa merg eu. Așa e și cu asta. Ești gravidă? Nu, sunt în burtă. Dar chiar tu nu gătești? Eu gătesc, ba da. Tocmai am venit din, așa. De la fete. Păi și femeia poate are o pasiune. Eu nu am spus să nu gătească, mă. Pentru cu ciuperci. Eu am spus că rutina zilnică trebuie întreținută de bucătar, dimineața la prânz și seara. Asta am spus. Și când vrea ea seara să facă un risotto, nu mai spune orez în primul rând, da? Da, da, da. Nu orez. Că orez pilaf mâncai înainte de ea. Acum risotto, se spune. A făcut un risotto, a făcut orez. Da, dacă mie îmi place pilaful sârbesc, da, nu spui de moda. Pilaf, risotto sârbesc. Risotto sârbesc? Da, suntem la next level. La mine, în Dolomiți, nu mai spui pilaf. Trebuie să-și schimbești vocabularul. Sunt multe etape, e greu, greu, o să dureze. Decimarea durează câțiva ani. Da? Da. Păi, dar are domnul colonel cu... Are. Pe el? Deci uite-te la mine, Monica. Tu ascultă-mă pe mine, că ești exact palat. Read my lips, cum s-ar zice, nu? Read my lips. Pa, morți. Ai ce? Ai, poți, rezistă, 3-5 ani, lejer. Să iau ăștia, doi mici, pă... Sau... Dacă se căsătoresc? Da, 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 cu acte. Eu la nu sfatul doresc. Popular. Eu nu doresc pentru ea. Când are sens. Ce să facem acte când e asta, concubinajul e la fel? Nu mai e chiar adolescent. Și dar de ce trebuie să te căsătorești? Că concubinajul e același lucru, tot în părți. Da, uite că asta e... Eu știi ce nu știu? Când s-a făcut plata? După ce s-au combinat sau înainte? Asta mă interesează. Ce plată? Aia mare. Păi, dar ce e? Când s-a încasat mult. E cu avans spre decontare? Sau nu știu, cum asta vezi, nu știu că dacă a fost lichidare, dacă a fost înainte sau după. Asta e foarte important, că să scade la aia. Da. Să împarte, nu? Nu există, deci nu există. O să se întâmple exact milimetri. Da. Foarte bine, ce? Zici că tu ai creat-o, zici că e ca aia, ca sculptor. Tu nu vezi că se întâmplă care... milimetric? Păi văd. Aia, mă, pentru că viața e frumoasă. Da. Viața este frumoasă, da? Da. Merită trăită. Deci trebuie să se cheltuie. Cum vrei să trăiești frumos? Pe dar sărăcie? Poți să trăiești frumos și fără să... Cum? Dragostea nu ține cont. Nu așa rămăsese? Când a rămas? Cu mine? Nu știu, te întreb. Când ai zis, ai vorbit cu mine despre asta și a rămas că dragostea nu ține cont? Nu, așa circulă o legendă populară, că dragostea nu... A, o legendă populară? Da. E un basm. Un basm. Așa. Dragostea nu... Deci dragostea nu ține cont de bani în comunism. Că e, fiecare are atât. Așa. Ok? Și n-ai unde mai departe. Dar în democrație... Da. Ține cont. Că sunt foarte multe tentații. Păi, dar stai un pic, dar, uite, ca la Pretty Woman. Te îndrăgostești de deci, una. Deci, eu vă spun, ăsta e subiectul principal, deci nu știu. Așa zic. Așa, zic, păi uite, hai să... Ca la Pretty Woman. Da. Că ai citit ce am scris. Bă, ca la Pretty Woman, păi astea care vor să fie Pretty Woman trebuie să arate ca Julia Roberts ca să fie Pretty Woman. Nu mai visa să fii Pretty Woman, arătați ca Julia Roberts, nu. Deci dacă ești dopte târăși, n-ai ce Pretty Woman să fii, nu o să fii niciodată. Și nici Richard Gere nu vine, stai, nici nu vezi că vine Gheorghiță. Nu vine Richard Gere. Păi și Gheorghiță ce are? N-are nimic, nu, ca lumea și el? Este foarte deștept. Știi când trebuie să, bă, ești frumos sau deștept? Deștept, e ok, gata. Și bogat. Este deștept și bogat. Păi vezi, cel mai important. Mie mi se pare rețeta perfectă de succes. Și deștept și bogat. Exact, pentru că bărbații nu trebuie să fie frumoși. Corect. Frumoasă ea. Da. Da. Deci sunt parte. Frumusețea e pe o parte, pe partea alta deștept. Frumusețea este pe o parte și banii trebuie duși în partea unde e frumoasă. În partea frumoasă, da. Partea frumoasă și tu rămâi cu deșteptăți. Și unea și cu atât. cu ce nu s-a șters de praf după bogăție, nu? Să aducem un cititor pe buze? Bine, eu am înțeles, cred că ești respectatorii noștri. Eu mă bucur foarte mult. Da? Da, pentru că ne va răzbuna pe toți. Ia. Pentru tot ce ni s-a întâmplat în pandemie? Pentru tot ce ni s-a întâmplat și pentru ce urmează să se întâmple ca rezultanta a ceea ce ni s-a întâmplat în ultimii 3 ani și, din păcate, va dura cel puțin 10 ani.